Breaking News, avem primele imagini din Galați, acolo unde în comuna Tulucești mai mulți hoți au detonat un bancomat așa încât să fure banii de acolo. Vedem mașina poliției ajunsă la fața locului și știm că deja au început cercetările în acest caz. Este al doilea din județul Galați când spărgătorii de bancomate folosesc această metodă a aruncării în aer și spun cei de la poliție din Galați că fac aceste cercetări, că au descoperit că prin fantă a fost extrasă o sumă de bani din bancomatul respectiv, iar partea din spatea bancomatului a fost distrusă în urma deflagrației, așa reușind hoții să plece cu bani de acolo. Așteptăm și alte detalii, pentru că spun cei de la poliție, anchetează acest caz, vedem primele imagini de acolo, știm că și în Otopeni s-a folosit această metodă. Vedem că tot mai mulți hoți apelează la detonarea bancomatelor pentru a pleca cu banii.